În mai multe rânduri, TV Giurgiu a prezentat situația cu care se confruntă firma Financiar Urban, contractată de municipalitate pentru curățenie, în colectarea taxei de salubritate de la beneficiarii de servicii. George Riza, directorul Financiar Urban, a făcut mai multe apeluri către giurgiuvenii cu care firma are contract pentru plata restanțelor la gunoi. În multe cazuri, firma s-a văzut nevoită să apeleze la instanță pentru a-și recupera banii de la cei care au beneficiat de serviciile firmei. Din păcate, așa cum știți de la ultimul interviu care l-am avut cu dumneavoastră, situația nu era una prea roz, nu era una fericită, în sensul în care mulți giurgiuveni nu vor să înțeleagă că și această activitate presupune costuri destul de mari și presupune că trebuie să fie plătită. Din păcate, ca și atunci, răspunsul este același. Nu, nu stăm bine sau nu stăm bine deloc. Ce veți face în această situație? Noi am pregătit deja o parte din dosarele cu rău platnici pentru a merge în instanță. Am început deja să acționăm în instanță rău platnicii cu cele mai mari valori și vom avea grijă ca în timp să ajungem la toți rău platnicii, indiferent de nivelul sau de cuantumul sumei care este datorat societății noastre. Cu ceva vreme în urmă spuneați că veți ajunge, anticipați situația, că veți ajunge până într-acolo încât să nu mai ridicați gunoiul din anumite zone din oraș. Așa este, nu am făcut lucrul acesta. Nu l-am făcut pentru că mi-a părut rău oarecum de activitatea destul de importantă care o facem în întreținerea orașului în stare salubră. Noi, așa cum bine se știe, avem și activitatea de măturat stradal și de salubritate străzi. Și nu aș vrea să se confunde oarecum activitatea de salubrizare a străzilor cu mizeria lăsată la eurocontainerele care nu s-ar fi golit datorită neplăților. Conducerea firmei de salubritate Financiar Urban atrage atenția giurgiuvenilor că este mai simplu ca aceștia să achite în timp util serviciile de care au beneficiat, evitând astfel plata unor penalități sau, mai rău, acționarea în instanță.